Delfinariu, bineînțeles că este secția regină a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Este o secție care nu se mai întâlnește decât la noi. Grădini zoologice chiar mai mari decât a noastră au și alții. Acvarii mai este și la Tulcea, mai poți găsi pe altundeva, însă delfinariu doar la noi. Suntem și la delfinariu în urma unor rezultate excelente în acest an, care au dus creșterea numărului de vizitatori la aproape jumătate de milion până la ora actuală și vom depăși 500.000 de vizitatori până la sfârșitul anului, fără doar și poate. Ceea ce înseamnă aproximativ 35% peste numărul de vizitatori anului trecut, 2016. O creștere cu care ne mândrim și care constituie pentru noi o bază dificilă de plecare pentru anul viitor, fiindcă trebuie să ne raportăm la aceasta. Vom avea însă grijă să aducem și alte animale și să vedem, să vă spun ce planuri avem. În primul rând, cozile la bilete. Atunci când ai mulți vizitatori, apare și coada. Ne-am chinuit să găsim o soluție și am găsit-o. Din toamna asta instalăm un sistem pilot de bilete online. Firește că solicitările pe extrasezon nu sunt compatibile cu vânzarea online, însă ea va exista, va putea fi testată pentru ca anul viitor, în sezon, să ne putem permite vânzarea online. Ce se va putea face direct de pe telefon, direct din fața complexului muzeal, nu neapărat de pe un laptop sau de la hotel, ci chiar și atunci când ajungi, vezi coada, îți alegi vânzarea online, cauți pe telefon site-ul, îți iei biletele și cu un cod de bare ajungi la gardianul care are cititorul, scannerul, care îți asigură intrarea în delfinariu. Deci o chestie modernă, o chestie care se practică la multe alte, concerte și nu numai. Vrem să facem și noi vânzarea online, să terminăm cu coada. Este și dificil pentru o casieră să vândă, vă dați seama, trei casiere să vândă 7.000 de bilete, 7.000 de intrări, 7.000 de oameni care întreabă într-o zi, la coadă, nervoși, ce să facă, cât costă, pe unde se poate duce, cu unde se duce, pe unde s-o ia, la ce oră. Toate astea vor fi ameliorate cu vânzarea online, fără doar și poate. În ceea ce ne privește numărul de vizitatori, 500.000 de vizitatori e mult. Să depășim această cifră cu un procent, cum ne-am obișnuit an de an să creștem cu 20-30%, nu va fi ușor. Am ajuns la un nivel de maturitate, tot anul am avut noua investiție a Consiliului Județean, care înseamnă noul delfinariu, și cu acesta am putut funcționa bine, să ne putem primi vizitatori, am fost atractivi, dar acum trebuie să venim cu ceva în plus. Și în plan avem următoarele. În primul rând, să ne extindem în sectorul pinipedelor, adică a focilor lei de mare. Avem doar două foci, deocamdată am construit două bazine, organizăm filtrarea, organizăm achiziția publică pentru a găsi lei de mare, pentru a găsi animale gata dresate pe care să le putem prezenta într-o formă agreabilă publicului vizitator. Sperăm doi, minim doi, sperăm chiar patru lei de mare, sperăm californieni, cei mai buni, să aducem cei mai buni și cei mai bine dresați dintre ei, care să ne fie în ajutor în ceea ce ne privește oferta noastră turistică deja. Este educativă, este muzeistică, dar este și ofertă turistică, fiindcă am ajuns să fim un punct de atracție turistică a Constanței, a litoralului Mării Negre. Și Consiliul Județean ne va susține în planul investițional pentru a ne putea aduce și aceste animale. Ne dorim și pinguini. Sfeniscus demersus cel puțin. Pinguinii care pot trăi la temperaturile caracteristice verii noastre. Am încercat proiecte europene, vom mai încerca să găsim o soluție de finanțare. Vom face până la urmă și pinguini. Am făcut demersuri în acest sens, să aducem și niște pinguini. Pinguini, dar bineînțeles într-un amplasament special pentru ei, corespunzător biologiei lor și care să corespundă la rândul ei această construcție standardelor noi europene vis-a-vis de bunăstarea acestor animale. Și va corespunde. Vom face până la anul un amplasament și pentru pinguini. Am în cap acest lucru și nu mă las. Sunt animale foarte interesante, sunt păsări care
Am aflat că nu sunt atât de acvatice și nu e necesar un bazin atât de adânc și de complicat. Sunt păsări care mai degrabă tericole, mai degrabă destul de statice, nu au nevoie de bazine mari de apă. Am văzut două amplasamente de pinguini, am discutat, am văzut și modalitatea de susținere a calității apei și calității vieții lor, cu temperaturi, cu tot, și putem să facem și noi. Și fie cu proiect european, fie cu ajutorul Consiliului Județean, vom face pinguini la primăvară. Vom avea foci, vom avea pinguini. Cu aceste două animale, la delfinariu și cu biletele online, deci cu ușurința de achiziție a locurilor la delfinariu, vom avea șansele să primim undeva la 600 sau poate peste 600.000 de vizitatori la delfinariu, ceea ce este excelent. Sperăm să reușim și alte modernizări, dar deocamdată aceste două, focile și pinguinii, sunt aproape sigure. Vom avea în primăvară aceste animale, vom avea aceste atracții.